Am revenit la ultima parte a discuției noastre. Nu avem foarte puțin timp până la finalul acestei emisiuni, dar totuși câteva feedback-uri pe care l-ați primit. Vă rog, dacă se poate. O să-mi pun și ochelarii. Vă rog. Aș vrea să citez exact. Una din doamnele care trăiește în altă țară și este pacientă cu vitiligo spune: atunci când am ieșit din cabinetul dermatologului, după ce mi-a spus ce e cu petele de pe mână, eram devastată. Aveam 20 de ani, eram la facultate, unde oamenii judecă aparențele și mai mult. L-am sunat pe actualul meu soț, prieten pe atunci, care mi-a spus așa: ce zici? Că o să te umpli de pete? Foarte bine! Ne facem tricouri amândoi pe care scriem Fani 101 Dalmațieni. Și lumea nu o să se mai holbeze, o să li se pară amuzant. Când am încheiat discuția, șocul trecuse, acum am 28 de ani și sunt plină de pete. Și ce? Cu ce mă face asta să fiu mai prejos decât alții? O familie cu copii, o familie care a mers totul foarte frumos. Perfect. Așa este. Doamna Căpână, Monica, spunea că în acest eveniment pe care o să-l facem, va fi un lucru important. Elementul definitoriu al unei afecțiuni, cronice, progresive și nevindecabile, este vizibilitatea, reflectată printr-o permanentă provocare emoțională negativă, ceea ce am discutat împreună, senzația de disconfort social, da? Și o suferință psihologică pe lângă cea cutanată, partea invizibilă. Deci acest proiect, ziceți, spune dânsa, este o provocare atât pentru artistul care, Iosif Vainar, da? Care își asumă rolul de oglindă între vizibil și invizibil, cât și pentru pacientul care se dezvăluie, poate pentru prima dată necamuflat. Deci exact ce spuneam, să cumpărăm haine cu buzunar. Vulnerabil acest pacient, da? Temător de propria sa imagine reală. Și medicul, Monica Căpână, va avea aici mai mult rolul terapeutului psihologic decât curant. Pentru că nu există tratament exact, în momentul de față. Exact, o provocare și o țintă pe care și-o dorește și dânsa și o consideră cea mai utilă în cazul acestor suferinți cronice. Pe lângă asta, m-am pregătit puțin pentru această emisiune și vreau să deschid foarte pe scurt subiectul Michael Jackson. Da. Deci Michael Jackson a avut sau nu vitiligo? Deci, după moartea lui, medicul John Harris, care face parte din departamentul de dermatologie al Universității Massachusetts, spune așa: nu există nicio îndoială, Michael Jackson a avut vitiligo. După aceasta a fost confirmată după autopsia. După ce după deces, da. Se pare că a folosit Benoquin, este un produs, pentru a-și depigmenta pielea, ca să o aducă la aceeași culoare. Dar nu pentru că voia să fie alb, ci ca tratament aprobat de FDA pentru vitiligo. Era o persoană remarcabilă. Da, a avut o carieră de succes până la urmă. Da. Important este ca fiecare dintre noi să trăim cu unul din cele mai mari staruri mondiale, tot cu vitiligo. Deci poate să fie bine de tot, nu doar bine. Cum credeți că veți continua acest proiect? Eu cred că nu vă opriți aici. Nu, cu siguranță nu mă opresc aici. Vreți să înființați o asociație? M-am gândit să, după ce am, inițial nu, dar după ce am văzut feedback-ul prietenilor, cunoscuților, pe grupuri unde am postat, m-am gândit de ce să nu duc mai departe și să înființez o asociație, pentru că nu știu să fie specifică pe vitiligo. Poate că sunt pentru alte asociații, pentru boli autoimune, care înglobează mai multe. Da, și Asociația Bolnavilor și sunt mai Asociația multe asociații. Asociația Bolnavilor. Da. Poate să facem o colaborare cu aceste asociații și eu m-aș duce de ce pe vitiligo, pentru că aș putea să implementez partea mea sau talentul meu de fotograf aici și să fac niște imagini care să fie de succes. Și care prin care să evidenție, pozitivă. Da, și prin care, exact asta vreau să vă spun, exact. Prin care să evidențiați atitudinea pozitivă a celor cu această problemă medicală, cu această boală, pe care trebuie să o gestionați în fiecare zi și consider că o faceți foarte bine. Eu chiar v-am admirat în momentul în care am citit postarea dumneavoastră, am și spus, v-ați asumat identitatea, v-ați asumat problema medicală, ați încercat și încercați să-i ajutați și pe ceilalți bolnavi și cred că asta este un lucru foarte
foarte important să nu ne gândim doar la noi și doar la problemele noastre pe care le avem, dacă le avem. Aș vrea în încheiere să vă întreb, cum ați văzut sistemul sanitar sau, mă rog, gestionarea problemelor medicale, să întreb așa, atunci când ați fost copil și acum, cum o vedeți? Spre norocul meu, nu am fost foarte mult în Dar contact cât ați cu... Dar cât ați fost? Cât am în timpul comunismului, v-am spus, o vizită la dermatolog a pus capăt a ceea ce însemna tratamentul și, pentru vitiliu. Da, și erați și copil. Pur și simplu un răspuns sec, rece și la revedere. Deci, în rest, nu... Cu atât ați rămas cu atât la momentul am rămas. Deci, mai departe, trebuie să te... Să stai de vorbă cu părinții tăi, cu rudele tale, cu cei apropiați ție, să te destăinui, să zică, nu fi supărat, lasă că așa o să te iubească fetele, nu fi supărat că așa o să-ți găsești o soție, lasă că o să fie viața bună, că la școală o să fie bine. În rest, nu pot să spun că a fost un mare sprijin. Nu am simțit sprijin de la autorități pe vremea aceea, implicare sau... Nu era. Deci asta e adevărul. Acum sunt convins că sunt mai multe. Deci chiar urmăresc pe social media și văd, se implică, sunt spitale particulare, sunt asociații, sunt farmacii, una din cele mai puternice farmacii din București are programe pentru mămici, are programe pentru înainte de naștere. De naștere, da. Pentru lăuze apoi, deci se implică, sunt activități care pot să ajute grupuri de părinți, grupuri de suferinți, grupuri de mămici și așa mai departe. Este o deschidere. Este o deschidere, dar asta din păcate, important. Nu știu dacă o văd din partea statului neapărat, o văd din partea unor asociații și a unor oameni de bine, a unor firme particulare. Și nu neapărat financiar, că nu vorbim doar de ajutorul financiar, vorbim și de ajutorul uman pe care fiecare dintre noi ar putea să-l dea până la urmă. Cu siguranță. În momentul în care putem să ajutăm semenii noștri, indiferent de situația în care se află. Și în proiectul nostru, partea financiară nu are o greutate foarte mare. Ok, eu sunt dispus să investesc și în partea financiară, dacă și am înțeles că veți face gratuit aceste fotografii, pentru că nu le-ați spus acest lucru. Da, totul va fi gratuit și bufetul suedez și tot ce va fi acolo. Dacă sunt familii defavorizate, mă implic și în transportul lor până la Târgu Mureș. Nu banii, trebuie să vrei să faci. Și nu credeți că ar fi bine să faceți așa o, nu știu, să completați cu alte afecțiuni dermatologice, să vină și alți pacienți care au anumite probleme, nu știu, dermatologice de data asta. Asta a fost ideea doamnei doctor Pălă, da? A adus, am mai avut da. Proiecte cu zona Zoster, dacă știi asta bine. Da. Ideea implicării pentru a fornit că... de la mine, de la vitiligo, da. Dar sunt deschis și dispus. Dar acolo deja o să am și eu nevoie de ajutorul dânsei și al altor medici sau asociații, pentru că eu pot greu. Să ajut cu imaginea, cu organizarea, dar atunci nu o să mai pot fi eu atât de convingător cum sunt pentru cei cu vitiligo. Dar voi fi alături de dânsii și pentru alte proiecte, cu cel mai mare drag. Deci asta va fi începutul și să sperăm că veți avea susținerea tuturor și veți putea continua acest proiect frumos pe care l-ați început, pentru care nu am decât cuvintele de laudă. Eu vă felicit pentru această inițiativă și cu siguranță vom auzi de bine și cu siguranță va ieși așa cum v-ați dorit dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat această invitație la această emisiune. Vă mulțumesc foarte mult că ați vorbit despre problema dumneavoastră medicală și ați încurajat persoanele care au o anumită problemă cronică, în special dermatologică, să aibă încredere și să trăiască fiecare zi așa cum și-au dorit să o facă. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și eu. Dacă aveți un mesaj către telespectatori sau dacă... Multă sănătate tuturor și faceți lucruri. Nu așteptați să facă alții. Faceți voi și totul va fi minunat. Sănătate multă și la mulți ani încă o dată tuturor. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și pentru faptul că ați urmărit această emisiune. Această emisiune va fi difuzată în fiecare seară, de luni până vineri. Emisiunea Sănătatea Noastră, la ora 20. Noi ne revedem săptămâna viitoare, joi, la ora 20. Până atunci, vă doresc sănătate.